Hai că prea ne-am cuptoricit, prea ne-am prăjit, prea ne-am... Hai să facem o salată de data asta. Facem o salată cu multe legume de vară, extraordinară. Și o să vă învăț și un truc. Ce facem cu un borcan de muștar în momentul în care este gol, dar nu chiar gol? Îl aruncăm. E bine, nu-l mai aruncăm de data asta. Vă învăț ce să faceți cu el, cum să creați un dressing extraordinar pentru salată. Pentru această rețetă o să avem nevoie de pâine, pentru că vom face crutoane la tigaie, roșii, sherry sau normale de care vă plac, măsline, avocado, lămâie, mozzarella, castraveți, ceapă roșie, sfeclă și condimente după gust. O să încep să fac crutoanele de pâine. Acum ne-am emancipat, facem crutoanele la tigaie, cu ulei de măsline, cu praf de usturoi, cu sare, cu așa. Bunica mi-a făcea crutoanele când eram eu mică. Lăsa pâinea aia veche la uscat, într-o pungă, și alea erau crutoanele, adică... În pungă de hârtie, da, nu de plastic, normal. Punem ulei de măsline într-o tigaie. Adăugăm crutoanele, amestecăm un pic. Punem sare, foarte puțin piper și mie îmi place foarte mult gustul ăsta de la praful de usturoi. Hai să ne apucăm să tăiem ingredientele pentru salată. Cum am spus, roșii, sherry. Ideea la salata asta este acel dressing de care vă spuneam, pe care abia aștept să vi-l arăt cum îl fac. Măsline! O să le tai și pe ele așa, să fie frumoasă salata asta. Avocado, bineînțeles. De când a apărut avocado, zici că nu mai știu să mai trăim fără el. Tăiem și mozzarella sau cașcaval, ce aveți prin frigider. Știi iar aia cu ce aveți prin frigider? Astăzi o să gătim o carne de struț, o aveam prin frigider. Sfeclă roșie. Asta e genul ăla de salată pe care îl faci super rapid pentru detox. Bună, mă simt. Când te-ai săturat de carne, de ouă, de cozonac, de lucruri, faci o salată din asta și ai terminat bulciul. Cum spuneam la începutul rețetei, nu aruncați muștarul care rămâne pe borcan. Hai să facem un dressing spectaculos din el. Avem nevoie de muștar, bineînțeles, zeamă de lămâie, sare, ulei de măsline, punem capacul și ne apucăm de amestecat. Putem să-i mai punem niște pătrunjeli în acesta uscat. Și avem un dressing spectaculos pentru salată. Eu am făcut-o acum să vă prezint frumoasă, dar mi-am pus aici într-un bol mai mic, că, na, știți cum e, acasă nu mânci așa. O mânci amestecată. Așa că o să pun din dressingul ăsta superb pe care l-am făcut. Nu uitați de like, share și subscribe la canalul Bucătăraș. Așa că vă urez poftă bună!